dimineața, bine, bine ați venit, bine v-am găsit. Am avut plăcerea zilele acestea să avem în județul Alba 18 senatori, nu au mai fost 20, au fost doar 18 senatori, cu care am mers la câteva societăți reprezentative ale județului Alba, la Transavia, la Jitvei. N-am avut timp să vedem mult mai multe, unde colegii mei senatori au fost extraordinari, senatori PSD au fost extraordinari de plăcut impresionați. Ne-am întâlnit și cu vârstnicii și vreau să le urez la mulți ani tuturor vârstnicilor și persoanelor de vârsta a treia și sperăm ca noi PSD-ul să reușim să le facem o viață mult mai bună și să încercăm să-i ajutăm să aibă o viață frumoasă. Aș vrea să vă prezint colegii mei, liderul meu, liderul senatorilor PSD din Parlamentul României, domnul Lucian Tomașcanu. Bună ziua! Și prieten și domnul senator Robert Cazanciuc, un om deosebit, cărora le-aș da cuvântul să spună ce impresie au avut în urma vizitei din județul Alba. Ei, dispost. Hai să șeruiesc și eu cum vreau zi. Mai că încep eu, că citele ei dispost. De mine a zis că liber, că mă rog, nu e o șmecherie. Șmecherie, că ai zis de Robert, eu nu am deosebit, poate de-a ta de care de mine. În primul rând, mulțumiri lui Călin, vreau să-l adresez și public, pentru că ne-a ajutat, sigur, am mai fost în Alba, fiecare dintre noi, dar ne-a ajutat încă o dată să vedem, pe de o parte, ce e frumos și să cunoaștem oameni deosebire, pe de altă parte, să înțelegem și care ar fi problemele pe care am putea să le rezolvăm la nivel central, privind mai bunul mers al comunității locale și a business-urilor locale. Am avut o întâlnire extrem de interesantă și densă la Transavia, foarte plăcută și la fel de interesantă și la Jitvei și evident că nu toate sunt atât de roz și lucrurile trebuie să fie schimbate în bine. Noi am fost lângă mediul de afaceri pe vremea când PSD-ul guverna, acum vedem că lucrurile sunt totuși, din păcate, destul de triste. Iar tristețea pare a nu se opri aici, pentru că pandemia este în plină derulare, desfășurare, creștere, iar măsurile de sprijin și la nivelul populației, dar și la nivelul companiilor, este extrem de redus și pe alocuri inexistente. Știți toate problemele pe care le întâmpinăm, pentru că le simți și pe pielea personală, sunt aceste creșteri nesfârșite de prețuri la gaze și energie. Partidul Social Democrat a depus două legi, una pentru plafonarea prețului la energie pentru consumatori, una pentru întreprinderile mici și mijlocii. Din păcate, de acest sector nu se vorbește, iar tot ceea ce se produce în industria românească și în aceste mici companii va dispărea, pentru că dacă triplezi prețul la energie, n-ai cum să mai ceri nimănui, nu să facă profit, ci măcar să aibă bani de supraviețuire. Am văzut o criză politică în desfășurare, o criză politică absolut artificială, pentru că totul era pe bani și pe interese proprii. Președintele Iohannis, care e aproape vecin cu dumneavoastră aici, nu s-a implicat absolut deloc în medierea acestei crize, deși cere Constituția măcar acest lucru. Ne-a explicat de la New York undeva că o să fie bine aici. Aici nu ne explică că probabil nu îi place mediul sau nu știu, poate undeva de pe un teren de gol se discută. Concluzia este una foarte clară. Și Alba, ca și toate județele, sunt afectate de o impotență guvernamentală cum nu s-a mai întâlnit, este, cred că, cel mai prost guvern de după 90 încoace. Iar Partidul Social Democrat are o abordare extrem de, zicem noi, corectă și pragmatică. Am fost acuzați că nu ne implicăm, că facem blaturi, nu este absolut deloc adevărat. Am fost primii care am anunțat că depunem o moțiune de cenzură, după care ne-am trezit în fața faptului că Aur a avut o moțiune de cenzură,
împreună cu USR-ul, era firesc să puteam să avem două, după care a existat acel conflict constituțional, iarăși nu puteam să mergem cu moțiunea lor aflată în conflict până se pronunța curtea, pentru că riscam să avem doi premieri, unul demis, care se întorcea pe conflictul de interinstituțional și un pus nou de Iohannis. Deci cu un Câțu-i rău, cu doi Câțu, vă dați seama că am bun. Acum suntem în fața o noi moțiuni de cenzură legală, corectă, pe care Partidul Social-Democrat a depus-o. Marți sperăm să avem acest guvern demis. Strategia Partidului Social-Democrat este de a merge la alegerile anticipate. Nu vom susține niciun guvern minoritar, iar declarațiile conducerii partidului sunt clare, nu vom merge la Cotroceni cu nicio propunere de prim-ministru. Și este foarte important să știe toată lumea că nu numai la centru lucrurile sunt complicate. Să nu uităm că și cei care sunt în zona de dreapta, la nivel local, și aveți președintele Consiliului Județean primar, au cauționat această putere. S-au aliniat fără rest în fața unui premier care nu are legătură cu nimic din ce înseamnă viața românilor. Trăiește în alt film, probabil că un control de sănătate ar fi util și lui și nouă. Deci, tot ce s-a întâmplat și asta trebuie să se știe și mulți oameni probabil că o știu. Ce s-a întâmplat bun, inclusiv în comunitățile locale, s-a întâmplat pentru că au existat programe guvernamentale extrem de bine puse la punct din timpul guvernării Partidului Social Democrat. Au fost acele PNDL-uri, acum le schimbă numele numai ca să nu sune la fel cu ce am făcut noi. Au fost programe de investiții bine dirijate cu fonduri, pentru că noi în guvernarea aia blamat am avut o creștere de peste 5% în 3 ani de guvernare și am lăsat țara la o datorie de 34,7% din PIB. Acum a depășit 50% și nu vedem niciun ban. Deci îndemn pe locuitorii orașului Albaiului, al județului, să se uite atent să vadă unde și cum este performanța sau non-performanța și să le aduc aminte că cei care guvernează local sunt totuși cei care au pus în fruntea țării pe cel mai prost prim-ministru. Am vrut să zic aceste declarații legate de politica națională, pentru că sigur că țin agenda și închei încă o dată mulțumindu-l Călin, pentru că prin colegii noștri avem ocazia să discutăm la firul ierbii cu oameni din toate zonele țării. Cam asta am vrut eu, după care răspundem la întrebări dacă vor fi, când vor fi. Mulțumesc! Vă rog, domnul Cazanciuc. Mulțumesc colegul și prietenul meu, Călin Mătieș, pentru ocazia de a trăi câteva zile ca un pansament. Deci, vizita aici a fost un fel de pansament pentru suflet. Pe de altă parte, a fost și un moment în care s-a presat așa puțin sare pe rană, până o vizită între agonie și extaz. Necum să nu te bucuri de tot ce vezi în jur, necum să nu te bucuri de oameni frumoși de obiceiuri, frumoase, pe de altă parte, necum să ignori o realitate. Și în realitatea pe care noi am vrut să o cunoaștem în mod direct la invitația colegului nostru, lucrurile nu sunt deloc, să spunem, pline de optimism. Întreprinzători și nu mici, care ne-a tragat atenția foarte serios privire la viitorul unei industrii, privire la condițiile în care românii vor putea să-și procure cele de bază, pentru că prețurile la toate produsele au explodat. Toate materiile prime, energia, toate au crescut foarte mult. Și lipsa unor programe coerente de guvernare, asta va însemna, până la urmă, o scădere a puterii de cumpărare a românilor, o scădere a nivelului de trai. Și ceea ce am spus la începutul anului de câteva ori, l-am explicat în speranța că cineva aude, o să producă foarte multă suferință acestui popor. În momentul în care președintele României a ignorat voința românilor și nu a dat mandat de formare a guvernului PSD și a ales coaliția pierzătorilor și a asumat faptul că vor fi conflicte sociale. Nu se putea cu altfel. Uităm în Germania, era SPD-ul cu 0,5% în față și nu își pune nimeni problema că nu va da SPD-ul cancelar. A ieșit pe primul loc, dai cancelarul. Ăsta este spiritul legii fundamentale. Așa scrie în Constituție. Când detonezi voința poporului, n-ai cum să nu te contezi. Și dincolo de contul politic, e vorba de suferința propriului tău popor.
tu ești obligat să asiguri medierea, ești obligat să aduci toată lumea la masă, să cauți soluții pentru binele poporului, nu pentru binele și confortul tău. Nu s-a pus niciun moment problema să vezi în actul de guvernare, în acest mandat PNL, lucruri bune pentru români. Spunea colegul Mașcolo de PNL, de Anghel Salini, păi cred că în Alba, și nu numai în Alba, în foarte multe județe, primările PNL au beneficiat mult mai mult de PNL decât au beneficiat în prima PSD. Și nu pentru că erau de culoare sau alta, ci pentru că era o nevoie reală acolo. Banii s-au dus pe criterii, pe nevoie reale, nu discriminatoriu, doar pentru că sunt prieteni noștri și pe toată să mai costuște banii acolo. Am văzut dimineața o știre că domnul Câțu, înainte de a fi debarcat în marți, pregătește o nouă rectificare, o nouă alocare de bani de la rezerva bugetară. Noi n-am avut până acum bani să facem teste în școli și facem o paranteză. Slavă Domnului că unul m-a ascultat și a spus PSD-ul, nu poți să închizi școlile, trebuie să testezi non-invaziv, să pregătești elevii cu profesorii, să meargă la școală, cum spunea Germania, învățătura este tezaurul național. Pentru noi este tezaurul național, învățătura. Și pur și simplu a fost să bătaia vântului. Deci în momentul vrea acum, în ultima clipă, să dea câteva miliarde unor primari prieteni să-i recompenseze. Păi, domnul Câțu, dacă nu este abuz în serviciu, s-ar putea să fie un trafic de fundă sau o dare de mită. Dacă primarii care vor primi bani sunt cei care au votat la Congres pe domnul Câțu, s-ar putea că au aumentat alți primari nemulțumiți să-i facă și vreo plângere pe la domnului Câțu, reamintindu-i că nu poți folosi banul public în interes particular, cum din ceea ce a vorbit în spațiul public se pregătește domnul Câțul, fără niciun fel de succes, evident, pentru că marți domnul Câțul va fi istorie. De foarte multe ori mi se spune în Parlament, s-a spus de-a lungul timpului în cariere, legile sunt proaste, legile ne încurcă, legile ne blochează. Legea nu e făcută să încurce. Legea este făcută să ajute oamenii. Atunci când legea pare că încurcă, trebuie schimbată. Ca să fie schimbată, trebuie să ții cont de ce se întâmplă în viața reală. Sunt situații în care, între decizia politică și viața reală, pare să fie un gap. Nu e nimic acolo. Sunt unii care au niște decizii fără legătură cu viața reală. Asta se întâmplă în guvernarea actuală. Căutăm acum, vedeam explicațiile pentru 6.000. De ce ați pus 6.000 în prag ca să închide școlile? Nu există nicio explicație științifică pentru 6.000. Ca dovadă că au și revenit. Le spunea domnul Câțu o chestiune alucinantă, pur și simplu, care contribuie la rezerva românilor de a se vaccina. Vaccinarea este singura cale de a te proteja individual. Testarea în masă este singura cale de a controla cât de cât răspândirea virusului. Ce le spune domnul Câțu senin zile trecute? Cei vaccinați nu transmit virusul. Dumnezeu, dacă avem descoperire științifică de ultim moment și așa este, iau pe specialistul care a spus chestia asta, stai cu el în piața publică, du-te în fiecare scoane a omului. Vaccinați-vă pentru că nu mai vă protejați pe voi. Dar vă garantează specialistul de lângă mine că nu mai transmiteți virusul. Păi când toți medicii spun, domnule, vaccinarea pentru tine este foarte bună, dar tu ai transmite în continuare. Nu o să ajungi în ATI, o să faci o formă așa dacă te îmbolnăvești. Dar transmite în continuare. Când declarația politică a primului ministru al țării este contrazisă de orice medic decent, pe cum să mai aibă oamenii încredere în campania de vaccinare și în toate măsurile pe care le propunem guvernul? Când tu spui că trebuie să te izolezi, să porți mască și faci orba petrecere în curtea, în birou de ministru, cum să mai aibă oamenii încredere în campania de vaccinare? Toată această perioadă de guvernare a fost pur și simplu ruptă de realitate. A fost realitatea lor și interesul lor și realitatea și nevoile oamenilor, care au fost în permanență paralele. E momentul să punem capăt acestui guvernare și sper că cei care au clamat că au valori, mai fi fără penale în funcții publice, mi se pare halucinant cum USR-ul stă în continuare într-o formă de așteptare cu un penal în funcția de prim-ministru al României, cum s-a întâmplat în foarte multe lucruri. A fost, până la urmă, o ipocrizie fără seamă, o jignire la adresa oricărui om inteligent care și-a pus crezul. Dom'le, uite, eu cred că voi ăștia tineri.
care au venit acum și au niște valori, fără penale în funcții publice, fără pensii în speciale, se vor bate pentru ele. Domnul Barna s-a bătut să nu treacă legea. Domnul Barna s-a bătut să rămână pensiile speciale în continuare. Deci totul a fost o retorică care nu are legătură cu interesul general, ci doar cu interesul particular. Au ocazia acum să arate că nu este doar o retorică și că îi chiar cred în anumite lucruri. Deci trebuie să vină să voteze acest guvern de sol, nu pentru că domnul Cățu l-a dat la afară pe domnul Sterian, ci pentru că avem o guvernare care nu lucrează în interesul românilor. Să sperăm că săptămâna viitoare va fi una luminată și vom avea parte și de niște speranțe conturate pentru români, nu doar de iluzii. Că au primit săracii ai noștri destule iluzii, trebuie să aibă și încredere că vor intra pe mâini bune. Mulțumesc din suflet. Da, vreau să-l completez pe bunul meu prieten, pe domnul senator Lucian Romașcanu, să explic locuitorilor din județul Alba că această criză politică, această criză economică și putem spune și o criză sanitară, pentru că nu facem numai povești și bulversăm tot, se datorează și președintelui Consiliului Județean, domnul Dumitreu, care la alegeri i-a luat de mână pe locuitorii județului Alba să-l voteze pe Câțu, să voteze guvernarea aceasta, la fel și primarii de comună sau de oraș PNL, care i-au îndemnat pe oameni să voteze PNL sau USR, s-a ajuns la această criză. Dragilor, domnule președinte, domnilor primari, sunteți la fel de vinovați ca și domnul Câțu. Pentru că dumneavoastră i-ați îndemnat pe oameni să voteze acest guvern. Și acești oameni care au ajuns în frunta țării. Cu drag aștept întrebările dumneavoastră pentru mine sau colegii mei. Da, luați în calcul că dacă de marți va cădea guvernul, veți arunca țara într-o criză și mai mare, adică vorbim de o criză sanitară cu număr de cazuri de COVID care sunt în creștere și apoi vorbim și de o țară care va rămâne fără guvern. Păi v-am nu respectuos că țara nu are guvern decât de Câțu la guvern. Eu nu am văzut ceva care să sune a guvernare. Iar a continua cu Câțu și cu Turcan și cu toate greșele de acolo este mai mult pentru țară decât să avem niște alegeri anticipate care pot fi, dacă toată lumea se pune la masă, făcute foarte repede. Ce înseamnă foarte repede? Nu știu, oricând. 6 săptămâni probabil că se pot face. Alegeri anticipate. Cum vedeți alegerile anticipate în plină criză de COVID? Păi nu stați o secundă. Spuneți-mi și mie ce se întâmplă în plină criză de COVID cu Câțu la guvern. Dumneata, nu există un guvern, dar vă întreb cum vedeți tranziția. Ce se va întâmpla în perioada, în gheful, cum ați spus, când guvernul cu țara va avea guvern până va avea un nou guvern de după legea anticipată, asta e evident. Iar lucrurile, așa cum le vedem acum, indiferent de cum vă poziționați, și normal să o faceți că sunteți oameni, au o componentă foarte concretă. Alianța de guvernare ne anunță pe toate canalele posibile că ăsta Câțu nu guvernează cu USR-ul dacă votează moțiunea, USR-ul anunță că nu guvernează cu PNL-ul dacă rămâne Câțu acolo, niciunul n-a spus, domnule, hai să ne așezăm la masă în frunte cu Iohannis, care trebuie să-i strângă, să spună, domnule, hai să vedem cum facem un compromis din chestiunea asta. Păi dacă auzi de toate părțile că eu cu ăla nu, eu cu ăla nu, eu cu ăla nu, deci seara oricum e guvernat. Din punctul nostru de vedere, soluția cea mai bună pe distribuția din Parlament în acest moment sunt alegerile anticipate. Dacă domnul Iohannis o să reușească să-i strângă pe toți în piața unde se fac cumpărături publice, atunci nu o să avem nicio alegere anticipată și să avem un guvern incompetent încă ceva vreme de acum. Și după alegerile anticipate, ce guvern preconizați că va fi? Posibil să intrați în alianță cu PNL-ul la guvernare? Foarte puțin, probabil, după toate declarațiile care s-au făcut până acum, pentru că trebuie să existe o minimă rațiune în politică, dincolo de declarațiile publice. Noi am fost demonizați ca partid, când n-a fost nimeni niciodată. Atâta timp când domnul Iohannis este partener, cum o fi ce asta, nu știu că nu scrie în Constituție ce înseamnă să fie președintele României partenerul unui partid. Probabil, ușor neconstituțional. Dacă Iohannis e partenerul partidului de care vreau să ne întrebați dacă cu care să-i prima cu guvernare, dacă vom intra, este evident răspunsul e nu.
lucrurile nu se știe cum vor evolua, pentru că, de partea cealaltă, și domnul Iohannis, care există, știți, co-branding, nu o să dăm nume, dar o marcă bună cu o marcă bună, împreună, fac un lucru, așa e marketing, se cheamă co-branding. Să faci co-branding între PNL, care e pe la 16% și Iohannis, care a căzut pe la 31% în încredere, nu vă dați seama că destinația e în jos. Noi credem că putem guverna după alegeri anticipate, dacă nu singur, cel puțin într-o alianță rezonabilă care să ne lasă să ducem proiectele la îndeplinire, fără să facă parte PNL-ul din așa ceva. Vă gândiți la o alianță cu AUR? În niciun caz, nu s-a discutat până în acest moment, dar AUR poate susține anumite proiecte care sunt și pe agenda lor. Există partide frecventate, este UDMR, există minoritățile, vedem ce surprize se pot întâmpla, dar haideți să ajungem acum. Își dorește PSD-ul cu adevărat să cadă guvernul? Ha, da. O să vedeți marți. V-am mai auzit declarațiile aceleași pe care le-ați făcut și astăzi legate de moțiune și de alegeri anticipate, însă ați vorbit la radio publică zilele trecute, dar acolo n-ați spus despre ideea de a nu merge cu o variantă de premier. Iertați-mă, nu vă contraziceți în condițiile în care susțineți că PSD-ul ar fi trebuit să fie nominalizat, adică premierul în urma alegerilor câștigate, ar trebui să fie nominalizat, atunci de ce ar fi fost ok să fie nominalizat și acum nu mergeți cu o propunere? Pentru că atunci, era imediat după alegeri, exista posibilitatea și exista premisa unui guvern de Uniunea Națională, pe care încă nu se pronunțase nimeni împotrivă. Și putea fi o variantă de depășire a pandemiei cu Alexandru Rafil la prim-ministru. În acest moment, domnul Marcel Ciolacu a zis ieri că va convinge colegii ședință, deci nu e o decizie că roată să nu mergem cu premier la Tocăcin, și atâta timp cât nu vrei să... În primul rând, nu poți guverna pe distribuția asta. Spuneți-mi și mie, dumneavoastră știți că dacă faci un guvern minoritar, la o lege a ta trebuie să treci 6 de lei. Că te țin tot timpul în... Nu-i zic șantaj, dar negocieri de-astea cu spatele la zid, care nu te vor lăsa să-ți faci programul tău niciodată. Și n-ai cu cine să faci susținere de guvern minoritar în acest moment. Și noi tot vrând de anticipate ce ăsta ar vrea să mergem cu guvernul. Pe de altă parte, știți că există politica transferului. S-a practicat în toate partidele, s-au format în majorități. Și mai mult decât atât, Constituția pe care domnul Cațăncic nu ține aici nu prevede clar obligația președintelui de a declanșa alegeri anticipate. Este vorba doar de posibilitate. Ori un refuz al președintelui, chiar și după două, trei propuneri picate în Parlament, ar însemna... Știți că legea fundamentală a fost scrisă adevărat pentru oameni care vor să respecte legea, pentru oameni de bun simț. Cei care au scris legea nu s-au gândit niciodată, nu scot acum câțiva care mai sunt în viață, nu s-au gândit niciodată, pur și simplu, că președintele României ar putea încălca legea. Așa ceva în mintea lor nu a existat. Erau alte repere. Președintele României a arătat că poate să încarce Constituția, spre exemplu, mergând împotriva unui partid în propria campanie electorală, mergând la Congresul unui partid, sfidând de fapt în următor, nu are cazul să revenim toți ce ce poate din Constituție înseamnă calea pe care o președintele de a deschide anticipatele. Nu înseamnă discreționar. Adică niciun text nu poate fi interpretat discreționar. El este interpretat în spiritul textului care caută soluții să deslege o problemă. Dacă tu de două ori nu ai guvern, e clar că nu ai altă cale decât să mergi. Poate înseamnă ca să nu spună cineva în legea fundamentală o obligație fermă. Nu înseamnă că președintele României poate să facă ce vrea. Sigur, și fostul președinte Traian Băsescu și Claus Iohannis s-au arătat că nu contează legea fundamentală, este pentru popor, este pentru facultățile de drept, nu pentru cel care se află în fruntea statului. E cum să te afli în fruntea statului și tu să citești legea fundamentală în contra intereselor propriului tău popor. Dacă ai medica și viața reală, îți spun că nu se poate guverna, tu ce faci? O ții în continuare langa cu al tău doar ca să demonstrezi că ai tu orgoliu, adică îți permiți să ai orgoliu în fruntea țării, să calci interesul poporului tău și să ai orgoliu. Nu, acel poate nu înseamnă discreționat. Trebuie să înțeleagă foarte bine și președintele României.
Adică poate este doar poarta prin care președintele declanșează un mecanism de soluționare a unui conflict care l-a dat ține țara cu capăt. Da, ca să completez cu Robert, am văzut 7 ani, 8 ani, un munte de orgoliu care, din păcate, e decuplat aproape total în acest moment de interesele poporului. În ultima perioadă, discursul PSD-ului se îndreaptă logic împotriva PNL-ului și a USR-ului, dar momentan nu am văzut o poziție clară legată de AUR. Cât a tras AUR din electoratul PSD? Păi nu știu că n-avem măsurători în sensul ăsta. Eu știu că a existat pe zona respectivă de mesaj și un electorat al PSD-ului, care poate să fie undeva la 2-3%, din ce știu, și care poate că parte din el a migrat către AUR. Noi stăm foarte bine în sondaje în acest moment. AUR este un partid, el se proclamă antisistem. Am mai văzut tipul ăsta de partide, dacă nu construiești fundamentale și dacă nu vii cu proiecte adevărate, pe trompete și trombane poți să riști neantizarea, pentru că am mai avut și PPDD, am mai avut și altele. PSD-ul nu are cum să se poziționeze public la AUR în acest moment, pentru că nu face parte din partea de putere. N-avem ce să spunem vis-a-vis de ei. Noi la Parlament negociem cu absolut toată lumea pe legile pe care le avem. AUR, că toată votează cu noi, toată votează împotrivă, fiecare își face agenda. Dar nu există în acest moment o nevoie să te poziționezi vis-a-vis de AUR, pentru că nu ne leagă nimic. Este AUR un pericol la adresa democrației și a statului de drept, din punctul nostru de vedere? Democrația are această capacitate de a genera prezențe în spațiul public la care câteodată nu te aștepți. Dar a spune ceva de AUR, cum a spune ceva de orice partid, înseamnă a spune ceva de niște 100.000 de oameni care și-au pus încredere acolo. Și nu poți să zici nimic de 500.000 de oameni. Poți să zici de 2 oameni că au o problemă la 500.000 de oameni. Deci AUR reprezintă un mesaj și eu cred că România are suficiente mecanisme democratice și de protecție care să nu lase orice formație politică, numai AUR, să poată să deraieze România de la drumul ei, care este unul singur și foarte clar, european și european. Doamne Roșcanu, deschiderul sfătorului PSD, cum veți vota pentru certificatul verde? A existat o chestiune pe care n-am reușit să explicăm foarte bine. În Senat a fost la vot legea de aprobare a ordonanței de urgență care transfera directiva europeană legată de certificatul verde, care era o chestiune strict tehnică. Acolo era cum se emite, cine le emite, cum se pune poza, cum arată imprimanta, cum se scanează. Strict o chestiune tehnică. Noi în comisie a existat un amendament aberant al celor de la USR care spunea că prin acea lege se poate da HG pentru restrângerea de drepturi pe certificatul verde. Noi am votat împotriva acelui amendament în comisie, dar în plen ne-am abținut poziționându-ne împotriva amendamentului, dar pentru ideea de, sau cum să spun, pentru componenta tehnică de emitere a certificatului verde. În Parlament, în Cameră, vom vota evident împotriva, pentru că nu avem cum să mai susținem așa ceva. Amendamentul ăla este neconstituțional, dar cumva va trece oricum legea în forma aia, trebuie să cadă la curte. Legat de certificatul verde, este o chestiune de discutat și este un lucru pe care trebuie să ei ca model, așa cum funcționează în vest și suntem în această construcție politică care se cheamă Uniunea Europeană, pe partea cealaltă trebuie adaptat și la realitățile de la noi, unde vaccinarea e la 31% și unde înseamnă evident discriminare pe față. Și atunci, sigur că trebuie făcută în 2 pași, trebuie explicat, trebuie credibilitate. Asta e alt motiv pentru care acest trebuie să plece. Poftim? De ce înseamnă discriminare la 30% și la 70%? Nu, la 30% este o discriminare violentă, pentru că tu nu poți să-i ceri unui om să facă niște sacrificii sau să facă niște, cum să spun eu, să nu beneficieze de libertatea lui și vorbim de 7% din populație. Deci dacă erau 30% și nu e vorba de numere neapărat. E vorba de că atunci când mai ai 30%, poți să faci
campanii și demersuri care să ducă la o rezolvare a problemei vaccinării mult mai rapid. În momentul ăsta există o criză de încredere și o rupere a încrederii între cetățeni și clasa politică, mă gândesc pentru care suntem unde sunt. Eu sunt, nu zic că vreau să convinc toată lumea să vaccineze, eu m-am vaccinat. Și dacă va rezulta că nu am anticorpi, eu fac și doza. Cred în chestiunea asta și recomand tuturor să o facă. Nu poți să obligi pe aia care nu s-au vaccinat. La un moment dat trebuie să iei în calcul și protecția, că la momente extraordinare aplici măsuri extraordinare. Dar astea trebuie făcute cu cap, trebuie gândite și trebuie explicate. În momentul de față nu poate Câțu să explice poporului cu certificatul verde că nu mai are credibilitate deloc. Nu vedeți cu ce apelare ce ești acum. Nici testarea nu mai ajunge. Dacă ești testat, ești în rândul celor nevaccinați. Există posibilitatea de a institui obligativitate vaccinării? Acolo unde, de pe acolo unde e permisă medicală, adică unde există cazuri în care medicul îți interzice vaccinarea, da, pentru că ar putea exista efecte la pacienții, vorbesc cu alte comorbidități, cu boli și așa mai departe. Nu sunt specialist, nu mai avem doi oameni foarte buni pe zona asta și din ce spun dumneavoastră, lucrurile sunt destul de clare. Nu poți, vaccinarea în sine nu rezolvă. Ești vaccinat și cai boală după tine. Trebuie vaccinare și testare. Și nu poți să-i spui doctorului, domnule, te vaccinezi pe banii mei, dar testezi pe banii tăi. Trebuie să există o măsură care să genereze credere în spațiul medical, care să spun, băi, te vezi în fiecare zi cu bolnav, nu poți să-i expui. Hai să găsim o formulă prin care nu duci boala în spital. M-am uitat cu foarte mare atenție și admirație la modul cum își conduce o firmă extrem de mare și importantă, domnul Popa, nu m-am transat. Ne-a testat pe toți la internet. Da? Deci în momentul în care ești foarte atent la prăvălia ta, chiar dacă eram vaccinați. Chiar dacă eram vaccinați. Când te cheamă Câțu, prăvălia ta e toată țara. Acolo n-ai voie, pentru că dacă intră unul, poate să-i lase jumătate din fermă fără oameni. Să plece toți care. Așa trebuie să o gândești la îngrea. Trebuie să ai încredere. Trebuie să generezi încredere ca oamenii să se ducă spre direcție. Nu poți obliga pe nimeni, dar poți convinge. În momentul în care, cum spuneam, tu, în premier, vii și spui că ce vaccinați nu transmit boala în ciuda oricăror profesionistii zice că se întâmplă în lucrul ăsta. În momentul în care tu vii și spui, domnule, avem un proiect de lege privind vaccinarea obligatorie a personalului medical care va plăti din resurse proprii testele. Păi tu începi exact ca în perioada de pandemie să sperii lumea. Nu cum spunea colegul Romașcanu, nu-i convinge medicii, dacă se pare că ai urmat cu medicii, dar eu de câte știu, personalul medical este vaccinat într-o proporție foarte mare în România. Medicii 70%, personalul medical aproape 60% în total. Bun, dar convinge pe oamenii că este singura soluție, dar nu sperindu-i că vor plăti din buzunarul propriu. Păi așa vrei să faci tu parteneriatul între stat și cetățean, pentru că boala asta e bătălie comună, a statul și a fiecare dintre noi. Nu sperind oamenii, ca să mai spun că este profund nelegal. Când impui condiții de muncă, tu, angajator, ești obligat să asiguri tot ce este necesar pentru ca acel loc de muncă să fie sigur. Nu vine cetățeanul, nu vine angajatul și plătește din banii lui un loc de muncă sigur. Ideea este complet greșită din perspectiva nevoii de parteneriat și este și împotriva legii atunci când îl pui tu pe angajat să plătească pentru condiții de muncă. Și încă întrebare, cum vi se pare faptul că dimineața asta a fost încă un incendiu la un spital important din țară, în Constanța, la stația de terapie intensivă? E pe doar neferește. Acum e destul de clar treaba că există un mismanagement la nivel sanitar. Nu vreau să arunc blama acum pe minister și pe guvernul Hâțu că s-a întâmplat o chestie la Constanța până nu se știu ce s-a întâmplat acolo și de ce. Dar ați văzut agenda ministrilor sănătății. Voiculescu nu știa cum să facă să nu avem transplanturi în țară și să Costache a început cu privatizarea. Da? Nu auzeam nimic despre maternități, despre spitale care sunt nesigure în ce. A venit Voiculescu, a oprit transplantul la Spitalul Sfânta Maria Pulmonar, a oprit transplantul de conivență cu toată lumea care se pare că e pasă de noi pe bază de COVID,
transplantul sos de la Făișor, deci eu m-am pregătit. Vreți să aveți servicii de sănătate, plătiți și mergeți în străinătate. Că în loc să discute despre acreditarea Spitalului Sfânta Maria, deja negociază cu spitale din Italia care se poate face transplant. Deci asta a fost agenda. Doamna Mihaila, sau cum o chema, a avut agenda de a lua 10 miliarde pentru dotarea spitalelor, la schimb cu PNDL 3, care să fie în partea altă, să nu se începe. Deci nu i-am văzut să aibă bugetul de siguranță sanitară și, din păcate, se întâmplă și lucrurile astea. Să vedem ce cauza a fost acolo. E păcat să auzim de lucrurile astea. Așa, ultima întrebare pentru domnul Cazanciuc. Personal, ca și fost prim-ministru, că a dus doamnele, ministrul al justiției. Hai să fie. Din ce motive ar trebui păstrată secția pentru investigarea magistraților? Spune legea asta, îi spuneam și unor parteneri europeni. Spune legea fundamentală că în România independența justiției este garantată de CSM. Așa scrie legea fundamentală. Garantul independenței justiției a dat un aviz negativ proiectului de lege inițiat de guvern pentru desființarea secției. Și atunci, eu nu țin cont de ce spune legea fundamentală, nu țin cont de angajamentul meu față de Uniunea Europeană de a respecta garantul independenței justiției și ce fac? Vin eu un politic de la OSTR, de la PNR și spun, băie băieți, voi nu știți cum e cu independența, vă spunem noi, băieții de la PNR și OSR, care avem valori fără penale funcții publice. Voi nu înțelegeți nimic de la CSM. Adică voi de la CSM, care ați fost aleși de către judecători și procurori, nu știți, noi știm de la PNR și la OSR, cum mai bine și pentru voi și pentru țară. Singura structură care, unde fac un politic, nu intervine deloc, este această secție. În toate celelalte numiri, la orice formă de parchet, parchetul general de lea din cot, intervine factorul politic. Ministrul și președintele României, la SIJ, factorul politic nu există numire. Toată procedura este la CSM. Și atunci, deja desfințezi o structură unde factorul politic nu există, ne-am angajat față de UE să scoatem factorul politic. Dar nu vrem să-l punem înapoi? Se poate întreba, spre exemplu, l-am auzit pe fostul ministru Țirean spunând că n-a fost eficientă că a fost rechizitorii. Păi oameni, nu suntem în anii 50, în care rechizitorii erau instrumentul prin care pune presiune pe popor. Dacă secția are activitate bună sau nu, și aici putem să vă discutăm, întrebăm CSM-ul, care are instrumentele legale. Tu, om politic, nu ai instrument legal să spui dacă structura de parchet merge bine sau rău. Nu există altceva. Și este foarte bine că se întâmplă așa. Te duci la CSM. CSM-ul verifică activitatea și spune felul următor. Mă, băieți, voi ați făcut o lege pe care ați ființat SIJ-ul ca să garantați independența, îți spun judecătorii. Dar nu ați dat sediu, nu ați dat oameni, nu ați dat legi cum trebuie. Adică sunt foarte multe lucruri de făcut ca să poți să spui dacă structura este bună sau nu este bună. Deci eu cred că este doar o bătălie politică, nu pentru independență, ci pentru a pune instrumente prin care să controleze justiția. Vă mulțumesc din suflet. Sper că a fost o conferință de presă lămuritoare și cu dragă inimă vă așteptăm și altă dată și încă o dată la mulți ani tuturor vârstnicilor din județul Alba și din România. Da, mă văd în scuze, au fost de vârstnic. Cam discutat cu Călin puțin mai devreme, au fost diverse inițiative de a folosi niște resurse în interesul bătrânilor în condiții speciale. Ce facem cu facilitățile de transport, spre exemplu, în situație de pandemie, când nu le pot utiliza? Pot fi folosite în altă parte pentru a sprijini în condițiile concrete? Există o dezbatere la nivelul partidului pe această zonă, plecată de la ce a primit Călin ca semnare din partea oamenilor învățări și încercăm să găsim o soluție aici pentru un dialog cu toată lumea. Da, asta solicitau vârnicii, că în momentul, de exemplu, cum există acum în pandemie, mobilitatea lor este limitată și atunci ar vrea să transforme pichetele de călătorie în ceva ce să le folosească, adică să nu le irosească la sfârșitul anului, să nu folosească, să nu călătorească, să le transforme, că în bonul de masă, că în ceva să pută să fie... De sănătate sau... De sănătate sau orice altceva, să nu rămână cu ele, că ei oricum nu pot călători pe perioada pandemiei. Mulțumesc din suflet!